22 de puncte după 28 de etape în Bundesliga pentru Hertha Berlin și șanse foarte, foarte mici de a vedea această echipă și sezonul următor în Bundesliga. Mai degrabă, Hertha sezonul următor va juca în Zweite Bundesliga. Asta pentru că sunt 4 puncte de recuperat până la prima echipă care salvează, dar Hertha are și un meci în plus. Mi se pare varianta perfectă pentru o reconstrucție și abia aștept să văd cum ne vom descurca noi cu această echipă. O echipă care are susținere financiară foarte, foarte importantă, însă managementul este unul dezastros. Hai să începem! Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă reconstrucție în Football Manager. Am ales Hertha Berlin pentru acest episod din mai multe considerente. E o echipă de tradiție, o echipă cu un stadion imens de aproape 75.000 de locuri, are o reputație bunicică de 3 stele jumate în Football Manager, dar mai ales pentru faptul că, în realitate, această echipă se prezintă dezastros. Hertha are o vitrină cu 18 trofee, iar cele mai importante sunt titlurile din 1930 și 1931, așadar aproape 100 de ani de la ultimul titlu câștigat de această echipă, dar și 3 cupe câștigate în 1990, 2011 și 2013, deci 10 ani de la ultimul titlu, challenge destul de dificil de a câștiga trofee cu această echipă, dar abia aștept să văd cât timp ne va lua până la primul trofeu, condițiile în care ne vom lupta în special pe plan intern cu Bayern München, echipă care în realitate se îndreaptă spre al 11-lea titlu consecutiv. Pentru primul sezon vom încerca să ne bazăm pe lotul actual, vom încerca să vedem cam pe unde se află echipa, unde putem să umblăm din sezonul următor pentru a crește valoarea echipei și a urca cât mai sus în clasament, în zona europeană, de ce nu, sau să ne luptăm chiar la titlu, de ce nu, în Bundesliga. Abia aștept să văd cum ne prezentăm, vom încerca deocamdată un 4-2-4, un sistem destul de ofensiv, dar am încercat să creez acest sistem în special pe calitățile lotului actual. Abia aștept să văd cum ne vom prezenta în acest sezon, mai ales că plecăm cu un season preview, suntem favoriți la locul 9, în condițiile în care echipa a terminat pe locul 16 sezonul trecut, mi se pare un loc bun, mult mai bun față de sezonul trecut, dar eu sper să ne luptăm, de ce nu, la zona europeană, poate reușim să prindem un Conference League sau un Europa League, ar fi perfect pentru primul sezon. Echipa arată destul de slăbuț, avem foarte mulți jucători mult sub nivelul Bundesligii. Nu înțeleg cum această echipă nu reușește să creeze un lot competitiv și să se lupte acolo la Europa în fiecare an, pentru că susținere financiară există destul de mare. Hai să vedem, hai să mergem la finalul primului sezon, să vedem cum s-a prezentat echipa și dacă reușim să ne îndeplinim obiectivul pentru acest prim sezon. Se termină primul sezon în Bundesliga și, din păcate, nu depășim deloc așteptările. Terminăm exact pe poziția a noua. Bayern München mai câștigă un campionat. Câștigă la egalitate de puncte cu Borussia Dortmund, însă golaverajul mult mai bun pentru Bayern München face ca titlul să rămână la München. Terminăm noi pe locul 9 și din păcate n-am reușit să ne calificăm acolo pentru o cupă europeană. La un moment dat eram undeva foarte, foarte sus în clasament, reușisem să ne batem acolo pentru top 4 pentru început de sezon, eram acolo sus în clasament, însă după ne-am dus la vale și finalul de sezon a fost unul dezastros. Am avut aici o perioadă de 10 partide fără victorie, perioada în care am pierdut o partidă și am scos doar două egaluri, rezultate care ne-a costat până la urmă locurile de Europa și din păcate n-am reușit să terminăm acolo unde ne propusesem. E clar, e mult de muncă cu această echipă, sunt jucători foarte, foarte slabi în această echipă, jucători care probabil sezonul următor nu se vor mai găsi în lot, cum ar fi Stevan Jovetic, Kevin Prince-Boateng se află și el pe lista neagră noastră, din păcate cei doi nu au reușit să aducă un plus foarte, foarte mare echipei. Au, într-adevăr, au experiență foarte, foarte mare și mă așteptam să ne ajute mult mai mult, dar, din păcate,
nu ne-au ajutat absolut deloc. Deja am început să reconstruim echipa pentru că în iarnă m-am gândit că trebuie să aduc un plus echipei. Aveam nevoie de ceva jucător care să crească un pic calitatea și mă gândeam că poate dacă fac ceva transferuri poate reuși să terminăm în zona de Europa. L-am adus pe Ioris Niagon, liber de contract, fundaș central. Vine Altay Bayındır de la Fenerbahçe pentru 3 milioane. Bruno Mendes vine și el de la Corinthians pe 3.400.000, un fundaș central. Marmuş vine de la Wolfsburg pe 1.100.000. Harman vine împrumut de la Feyenoord. Anthony Modest vine și el de la Borussia Dortmund, dar și Angelo Stiller de la Hoffenheim tot împrumut. Acestea au fost transferurile noastre. Din păcate, nu ne-au ajutat foarte, foarte tare și vedem cele mai multe goluri au fost marcate în acest sezon de Florian Niederlicher, 13 goluri. Kanga a marcat 7 goluri, Marmuş 4, 4 lui Kebakio, 2 Plattenhardt și 2 Mittelstadt. Mă așteptam ca acest Dodi lui Kebakio să fie un jucător foarte important pentru noi, iar la sfârșitul sezonului să vedem undeva acolo peste 15 goluri, 10 asisturi. Mă așteptam să fie unul dintre cei mai importanti jucători noștri, însă m-a dezamăgit total. Așadar, lot foarte, foarte slăbuț și rezultatele pe măsură. Se anunță o vară incendiară la Berlin și abia aștept să văd ce bani vom primi din partea conducerii și dacă vom putea spera la un lot mai bun pentru sezonul următor. Hai să mergem la sezonul 2. 136 de milioane investite în Hertha Berlin și rezultatele sper eu să fie mult mai bune în acest sezon pentru că echipa arată clar mult mai bine. Îl aducem pe Stefano Sensi de la Inter pe 2.900.000, mi se pare un jucător foarte important acolo la mijloc, are câteva atribute foarte interesante, first touch 16, free kick 16, passing 16, tehnic 16, teamwork 16, flair 16 plus alte multe atribute de 15. Arată foarte bine Stefano Sensi pentru 3 milioane. Mi se pare un transfer de senzație. Vine Jonathan Bamba, liber de contract, francez de 27 de ani. Deja are o cotă între 17 și 18.500.000 de la Lille. Vine Fabian Riis, gratis, liber și el de la Kiel. Musa Baro vine de la Bologna și mă aștept ca Musa să ajute foarte tare atacul nostru. Marco Grujic de la FC Porto, jucător care a mai trecut pe la Hertha Berlin în trecut, a fost împrumutat de la Liverpool pentru 2 sezoane, însă până la urmă a revenit la Liverpool, a fost transferat de Porto, iar acum îl readucem noi la Berlin pe 12 milioane. Arată foarte, foarte bine, sper să ajute. Kirill Despodov vine de la Ludogorets pe 3.600.000, bulgar în care eu am foarte, foarte mare încredere în acest sezon. Borna Sosa vine de la Stuttgart, croat de 25 de ani, îl transferă și pe el pe 6.250.000. Nathan Ngumu vine de la Borussia Mönchengladbach, jucător de bandă, winger clasic, care sper eu să ajute foarte mult pe faza de atac. Bartol Franić vine și el de la Wolfsburg pe 4.500.000, în mijlocaș închizător. Reușim să aducem și primul wonderkid, Marcos Leonardo vine de la Santos, arată foarte, foarte bine atacantul brazilian la numai 20 de ani și probabil va fi viitorul nostru acolo în atac. Agustin Ghiai vine și el în lotul nostru, argentinian de 19 ani, care era dorit de Man City, îl aducem de la San Lorenzo pe 5 milioane, undeva aproape de 6 cu tot cu bonusuri. Denis Giger vine și el de la Hofe pe 8.500.000, are și el atribute destul de interesante. Brando Sopi vine de la Atalanta pe 1.250.000, e fundaș lateral care poate juca și în dreapta și în stânga. L-aducem pe Victor Nelson de la Galatasaray pe 10.500.000 și arată foarte, foarte bine acest danez de 24 de ani. Dan Axel Zagadou vine de la Stuttgart pe 12.500.000, un jucător care cunoaște foarte bine Bundesliga și sper să ne ajute și el. Iar ultimul transfer, un nou wonderkid, vine Rasmus Højlund, danez de numai 20 de ani, de la Atalanta pe 32 de milioane. Reușim să vindem și de 16 milioane, foarte, foarte puțin. În condițiile care am investit 136 de milioane, ne ducem undeva pe minus deja, însă arată foarte, foarte bine echipa și sper eu ca sezonul următor să-l terminăm acolo în
top 5, zic eu. Ar fi perfect top 4, dar cred eu că va fi foarte, foarte dificil. Încercăm să jucăm cam cu același sistem, încercăm același 4-4-2. Tragem un pic mai jos în mijlocașul dreapta, rămâne însă mijlocașul stânga un pic mai sus și sperăm noi să atacăm foarte mult acolo în banda stângă. Despotov, am mare încredere, trebuie să fie unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri. Am început deja sezonul și l-am început cu un 7-0 în cupă. Am jucat însă cu echipă de ligă inferioară, așadar nu contează foarte tare acest rezultat. Hai să mergem la finalul sezonului și să vedem dacă ne îndeplinim obiectivul. Se termină sezonul 2 la Berlin și ne îndeplinim un prim obiectiv. Din nou am fost foarte, foarte aproape de top 4, dar terminăm pe poziția 5-a, poziție care ne duce în Europa League. Ce drept trebuie să recunosc, poziție pe care am prins-o în ultima etapă. Am suferit foarte, foarte tare în acest sezon, în special în deplasări. Din păcate n-am reușit să aducem foarte, foarte multe puncte, însă mult mai constanți față de sezonul trecut. Reușit să câștigăm 17 partide, 9 egaluri și 8 înfrângeri, un gol averaj de plus 10 doar, am primit foarte, foarte multe goluri, 52 de goluri marcate, 42 primite, o defensivă penibilă. Gunțile care Bayern a primit doar 12 goluri în 34 de etape este foarte, foarte mult. Așadar, Bayern încă o dată campionul în Bundesliga. Un lucru clar pozitiv este că ne ia doar 2 ani de zile până readuce echipa în lupta acolo pentru Europa și pentru a juca în sezonul numărul 3 în Europa. Ne-am mișcat destul de repede. Era bine dacă ne mișcam dincă din primul sezon și sezonul 2 eram în Europa, dar din păcate lotul pe care l-am avut la dispoziție nu ne-a ajutat absolut deloc și a trebuit să ne chinuim un pic. Ce drept, echipa arată mult mai bine acum și sper eu ca sezonul următor să facem ceva transferuri importante. E clar, ne mai trebuie ceva jucători, câteva achiziții care să balanceze un pic mai mult echipa. Am încercat să creștem un pic din vedere defensiv, ofensiv cred eu că stăm foarte, foarte bine în acest moment. Hai să mergem la sezonul 3. Început de sezon în Bundesliga, un început promițător pentru echipa noastră, dar din păcate am obținut doar 2 victorii și 3 egaluri. Mă încurajează faptul că suntem neînvinși în momentul de față, am jucat cu Borussia Dortmund și am scos un 2-2 pe teren propriu. Pierdem însă în deplasare 2 partide, putem spune, pentru că am făcut 2 egaluri cu Union Berlin și cu FC Köln. Suntem acolo sus, Bayern însă deja s-a dus foarte, foarte tare, are în acest moment 9 puncte peste noi, dar și un meci în plus. Arată mult mai bine echipa în acest moment. Încerca acest sistem, e același 4-4-2, însă am încercat să-l editez un pic, am încercat să ne concentrăm mai mult pe calitățile jucătorilor pe care îi avem în acest moment. Transferuri destul de importante, însă din nou investim bani cu căruța în echipă. În sezonul trecut rămăsesem undeva aici la Rasmus Højlund, după îl aducem pe Andre de la Fulminese pe 12.500.000, îl aducem și pe Bosco Chutalo de la Dinamo Zagreb pe 12.500.000. După vine Guillermo Arana de la Atletico Mineiro pe 15 milioane, brazilian de bandă stânga. Vine și Luis Junior, portar brazilian pe care îl vedem noi, urmașul lui Alisson, 1,92, 96 de kg, arată foarte, foarte bine la numai 23 de ani acest brazilian. Roberto Piccoli vine și el pe 16 milioane de la Atalanta. Atalanta pare că este echipa care ne furizează cei mai mulți jucători, iar Dinamo Zagreb ne-l trimite pe Martin Baturina, un wonderkid croat care arată senzațional, are 21 de ani, deja are o cotă între 68 și 90 de milioane, în condițiile care noi am plătit pe el doar 13 milioane, undeva aproape de 15.500, cu tot cu bonusuri. L-aducem și pe Ampadu gratis, Max Arons vine și el gratis, Angelo, un nou wonderkid adus acolo în atacul nostru, brazilian
a dus pe 17 milioane 750. După la ducem pe Jonathan David pe 31 de milioane de la LOSC Lille, un atacant canadian care și el arată senzațional, la 24 de ani. După vine și Kefren Turam de la Nice pe 27 de milioane 500, arată foarte, foarte bine acest francez de 23 de ani. Darami vine de la Ajax pe 16 milioane 500 cu tot cu bonusuri. Igor Diveev vine și el de la CSKA Moscova pe 8 milioane 500. Nuno Tavares vine de la Villarreal pe 16 milioane 500 și Maxence Lacroix vine pe 32 de milioane de la Wolfsburg. Arată foarte, foarte bine echipa în acest moment. Cred eu că suntem la un alt nivel, dar rezultatele, din păcate, întârzie să apară. Să e abia începutul sezonului, trebuie să le acordăm timpul băieților. Cred eu că în acest sezon vom duce echipa acolo în top 4. Hai să vedem dacă îmi iese această predicție. Un nou titlu în Bundesliga pentru Bayern München, iar noi terminăm pe locul 2. Pentru prima oară de când am reluat Hertha Berlin, suntem acolo sus în clasament și pare că oferim ceva emoție acum celor de la Bayern, însă mai este de muncă. Reușim 21 de victorii, 9 egaluri și 4 înfrângeri, 6 puncte în spatele celor de la Bayern München. E clar, rezultate mult, mult mai importante. Asta datorită faptului că s-a investit foarte mult în această echipă, dar și datorită faptului că schimbăm sistemul. Trecem la 4-3-3, avem foarte mulți atacanți în echipă și am zis, de ce nu, e o șansă. Eu am zis, majorii, de ce nu, e o șansă. La atac, vezi ce iese. Până la urmă, ne răsplătește jocul și ne duce acolo în Champions League, așadar, în sezonul următor, sezonul numărul 4, echipa va juca în Champions League și sper eu, de acum încolo, să înceapă să vină și trofeele, pentru că, la finalul acestui sezon, a fost foarte, foarte aproape de un trofeu. Din păcate, suntem eliminați în cupă în turul 3 de Bayern München, însă reușim să ajungem în finala Europa League, acolo unde suntem învinși de Man United cu 1-0. Am reușit să ducem această partidă în prelungiri, însă minutul 103, Zakarian a marcat pentru Man United și, din păcate, trupa lui Erik ten Hag a reușit să câștige această competiție. E un sezon foarte, foarte bun, ținând cont că ducem echipa în zona de Champions League, terminăm pe locul 2, dar și faptul că jucăm o finală europeană, clar arată că s-a investit foarte, foarte bine în echipă și echipa este pe un făgaș foarte, foarte bun. Acum rămâne de văzut dacă noi vom reuși să atacăm titlul pentru următoarele două sezoane, pentru că e clar, calitate avem, însă avem nevoie și de foarte mult noroc. Hai să mergem la sezonul numărul 4. Suntem pregătiți de un nou sezon și vom juca cu același 4-3-3 în sezonul numărul 4 la Berlin. Vom încerca să fim din nou foarte, foarte ofensivi, vom încerca să mergem peste fiecare adversar și să atacăm titlul în acest sezon. Din nou, transferuri foarte, foarte multe. Ajungem să investim și în această vară 130 de milioane plus încă 50-34 plus încă 100. Așadar, undeva peste 200 de milioane investite în echipă. 100 de euro, 900 de euro, în continuare 300 de euro, 400 de euro, 500 de euro, 600 de euro, 700 de euro, 800 de euro, 900 de euro, 1000 de euro, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 de euro! Roșuna și separat până 10.000 de euro!
CB Marcus Thuram pe 34,5 milioane, Denis Amon vine și el pe 50 de milioane, Seko Fofana vine pe 16 milioane de la Lens, îl aducem pe Chevalier de la Lille pe 15 milioane, Manu Kone pe 36 de milioane, acestea, dar cu tot cu bonusul se va duce la 45 de milioane, vine Kerkes pe 21 de milioane 500, Anthony Rualt de la Köln 24.500, Vitor Roque, un nou wonderkid pe 18 milioane și Juan Miranda 14.250.000. Arată superb echipa în acest moment, suntem acoperiți pe toate posturile, avem dubluri, așadar zic eu că suntem pregătiți, mai ales că în acest sezon vom lua parte și în Champions League, și în cupă, și în campionat. Sunt trei competiții de la care ne dorim noi cât mai mult. Hai să vedem unde reușim să terminăm în sezonul numărul 4. Un nou titlu pentru Bayern München. Să ajungem această echipă la 14 titluri consecutive. Pierdem titlul pentru 2 puncte. Am avut gol averaj mult mai bun față de cei de la Bayern, însă ei au reușit să strângă cu 2 puncte mai multe decât noi. 5 înfrângeri în acest sezon, dintre care 2 cu Bayern, tur-retur. Pierdem la Hamburg, pierdem cu Leipzig și Wolfsburg în deplasare. Ne-am prezentat senzațional pe teren propriu, dar din păcate nu este de ajuns pentru că Bayern reușește o victorie mai multă decât noi și terminăm noi din păcate din nou în spatele lor. Să vedem cum ne-am descurcat în celelalte competiții. Suntem eliminați în play-off-ul pentru Champions League de Fiorentina. Asta după ce reușisem să terminăm în grupă pe locul 16. De ce? Da, rezultate foarte, foarte slăbuțe. Se vede că această echipă este nou construită, se vede că nu avem istorie foarte importantă în Europa și de aici și înfrângerea cu Fiorentina. Dar reușim să aducem primul trofeu la Berlin. Reușim să ne impunem în cupă, câștigăm la penaltiuri finala cu Eintracht Frankfurt, am avut 1-0, a egalat minutul 89 Eintracht Frankfurt. După care reușim să plecăm cu stângul la luptările de pedeapsă, Fofana a ratat, dar după reușim să marcăm tot, ratează Tuta și Klostermann pentru echipa celor de la Eintracht și până la urmă reușim să aducem primul trofeu pe banca celor de la Hertha. A fost foarte aproape de titlu, reușim să aducem primul trofeu. Se pare că sezonul 5 va fi unul decisiv. Hai să vedem dacă reușim să ne ridicăm la nivelul celor de la Bayern în acest sezon număr 5. Fiind ultimul sezon pe banca celor de la Hertha, m-am hotărât să nu fac niciun transfer în această vară și am decis să mă bazez pe toți jucătorii pe care îi avem. Ba chiar mai mult, vine Pedro Goncalves, reușit să-l semnăm încă din iarna trecută, vine liber de contract, așadar nu plătim niciun ban în această vară. Asta după ce investisem numai puțin de 730 de milioane în 3 ani. În primul an putem spune că n-am investit mai nimic, 9.500.000 este absolut nimic, după însă 216 milioane, 248, 267 și 0 în această vară. Și se vede acest lucru pentru că reușim noi să plecăm ca din tun, vom încerca să jucăm cu același 4-3-3, bineînțeles. Plecăm noi ca din tun în Bundesliga, avem 4 din 4, golaveraj plus 13, Bayern este și acolo, ce crezi? Mă aștept la un sezon foarte, foarte dificil. Asta pentru că, e clar, Bayern München nu va renunța foarte, foarte ușor și va fi un animal foarte greu de răpus în acest sezon. Ceea ce mă încurajează este faptul că am reușit să le luăm și supercupa trupei lui Nagelsmann, pentru că, da, încă se află Nagelsmann pe bancă și mă disperă cu acel 4-2-2, însă rezultatele sunt perfecte pe acest început de sezon. Reușim să ne impunem 8-0 cu Schalke, ultima etapă jucată. Arătăm foarte bine, e un început de sezon perfect. Hai să vedem dacă reușim să ne impunem în fața Bayernului și dacă reușim să aducem primul titlu la Berlin. Sezon 5 încheiat și cam aici se va încheia și reconstrucția noastră. Hai să vedem ce s-a întâmplat în sezonul numărul 5. Ce credeți?
am reușit să le luăm față celor de la Bayern sau ne-au dovedit încă o dată? I-am dovedit noi! 95 de ani au așteptat cei de la Hertha Berlin pentru un nou titlu, reușind să ne impunem în Bundesliga la 9 puncte față de Bayern. Bayern München de un sezon dezastros a reușit să piardă 6 partide, 5 dintre ele în deplasare în acest sezon. Noi pierdem doar 3 cu Köln și Gladbach în deplasare și cu Stuttgart acasă. Avem parte de 8 egaluri, dar și 23 de victorii, 77 de puncte care aduc titlul la Berlin și reușim să dovedim această echipă a lui Julian Nagelsmann, echipă care s-a prezentat senzațional și a dat dureri foarte, foarte mari de cap. Am avut parte însă noi de un atac senzațional, se pare că acest 4-3-3 a funcționat de minune și reușim noi să răpunem până la urmă trupa din München. O reconstrucție în care am avut foarte, foarte multe bătăi de cap, am avut meciuri în care am lovit de 6 ori bara, am avut meciuri în care am suferit foarte, foarte tare, am avut meciuri în care pur și simplu eram aproape să plâng. E incredibil ceea ce am pățit la această reconstrucție, dar nu-mi pare rău deloc că până la urmă am terminat senzațional această reconstrucție și mi se pare că mi-a ieșit. Ăsta a fost clar obiectivul, ca în numai 5 ani de zile să reușim să ne impunem în Bundesliga, în special pentru că acolo era cel mai important să te impui în fața celor de la Bayern München. Reușim să aducem primul titlu după 95 de ani la Berlin și mi se pare că această reconstrucție a fost una destul de realistă. Am încercat să o țin așa cât mai realistă. Faptul că am investit peste 700 de milioane în echipă e clar, nu este realist deloc, dar altfel nu aveam nicio șansă cu Bayern München. Puteam să joc probabil undeva la 15-20 de ani și probabil Bayern câștiga an de an dacă noi nu investeam și nu încercam să recuperăm distanța foarte mare între cele două echipe. Am început cu un sezon destul de dificil și am terminat pe locul 9, după însă urcăm și ne ducem acolo pe locul 5, terminăm pe locul 2 două sezoane, pentru ca sezonul 5 să se termine cu corona deasupra celor din Berlin. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!